Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi ce vom face astăzi, Betty? Noi astăzi gustăm fructe exotice. Corect! Astăzi Betty va gusta fructe exotice și va gusta fructele cu ochișorii acoperiți. Da? Laura ne asistă, adică ne ajută. Da. Și o să-i dea lui Betty să guste fructe exotice. Dar Betty va trebui să le ghicească. Deci astăzi facem, cred că, partea întâi la gustăm fructe exotice. Și dacă Betty se va... Ochișori să le ghicesc. Da. Și dacă te vei descurca, vom lua fructe exotice mai deosebite. Și o să vedem atunci cum o să te descurci. Dar eu nu știu, cred că fructe exotice, prea multe, cum se numește. Păi de asta o să vedem astăzi cum te descurci și apoi urmează și partea a doua. Hai, acoperă-ți ochișorii, astăzi vei fi o prințesă adormită. Roză. Uh-huh. Nu trișăm, da? Toate că aici nu prea pot să trișezi, că Laura îți pune direct în guriță. Să nu încerci să te uiți. Da, da, iată așa stai. Deschide gurița și Laura îți dă. Ce este asta? Cred că cocos, că alt fructe exotic nu vine în minte mai tare. Uh-huh. Arată, Laura, să vedem ce fruct este asta. Să vedem. Cocos! Este cocos și Betty a ghicit. Bravo, Betty! Uitați-vă ce cocos frumos avem noi. De fapt, noi avem mai mulți cocoși, da? Da. Cocoși! Cocoși! Foarte haios s-a primit, bine, mergem mai departe. Noi mereu cumpărăm cocoși. Da. Multe nuci de cocos. Da? Mai corect. Uh-huh. Hai, Betty, ai fost bravă de data aceasta. Să vedem mai departe cum te descurci. Deschide gurița. N-are cum să fie altceva, portocală. Are cum să fie altceva? De fapt, seamănă foarte mult cu o portocală, dar este o mandarină uriașă. Aceasta este mandarină. Deci, Betty, nu ai ghicit. Este foarte dulce, Betty. Păi da, dar e o mandarină, deoarece mandarinile sunt un pic mai dulci după mine. Și culoarea este mai pronunțată. Pentru, iată, vedeți că este orange aprins. Pentru mine portocalele sunt mai dulci. Și de asta credeam că e portocală. Înăuntru portocalele sunt un pic mai galbene, dar da? Astea sunt mai închise. Bine, un punctișor minus, acoperă-ți ochișorii. Ananas. Ananas. Wow, ai ghicit, este un ananas. Și ce bun a fost foarte și foarte dulce. Da, cred că este cel mai bun ananas pe care eu l-am mâncat vreodată. Da. Da, este un ananas extrem de dulce. Noi mereu cumpărăm ananas pe care e scris foarte dulce, dar ăsta este dulce dintre dulce, da? Dulce, dulce, dulce. Parcă e cu zahăr. În vârsta lui cea mai bună. Trebuie da. Căuta pe net cum să alegem ananas. Da, l-am luat întâmplător. Deci, super! Bravo, Betty! Te-ai descurcat! Hai, acoperă-ți ochișorii. Nu, asta sigur e portocală. Asta sigur e portocală, hai să vedem. Vezi, Betty, și coaja este mai grosuță și înăuntru este un pic mai galbenă. Poți să-mi dai și pe cealaltă să văd. Da, da, să compari. Iată, aici coaja este subțire. Dar chiar că... Pur și simplu, la noi s-a nimerit o mandarină uriașă.
dar de fapt ele sunt un pic mai mici, mai orange și o coajă mai subțire. Dar asta o să îi nimeric mai acră portocala. Mm-hmm. Asta da. Seamănă mai multă portocală la gust. Bine, ele seamănă între ele. Da. Acoperă țechișorii. Hai. Știu ce e. Ce e? Banană. Banană? Nu știu dacă e banană. E banană! E banană! Bravo, Betty! Te-ai descurcat! Și mai ai încă o încercare. Ești bravo! Ai ghicit 4 din 5. Să vedem ultima încercare. Eu aștept să văd ce e. Da, și eu abia aștept să văd dacă te descurci. Ce? E lămâie. Ești sigură? Da. E lămâie asta? Da. E lămâie. Bravo, te-ai descurcat, dar te-ai și înăcrit. Hai, mai dai, Laura, o bucată de ananas, probabil, da? Da. Ăsta a fost cel mai dulce. Și te îndulcești. Poți să-ți scoți chestia asta de prințesă. Și... ți-a plăcut provocarea, Betty? Da. Te-ai descurcat? Cred că da. Te-ai descurcat destul de bine. Deci va urma și partea a doua la această provocare. Copii, deci scrieți-ne în comentarii ce fructe exotice vreți să filmăm noi în partea a doua. Dar dacă v-a plăcut video nostru... puneți like și abonați-vă la canalele mele YouTube. La canalul... Betty Club. Adică acesta... la canalul Betica și la canalul Dreamziki. Și nu uităm de canalul Laura Vrabie și Alice și prietenii. Pa, pa! Pa, pa!